Mâine începem derularea contractului, mult așteptat și de noi și cred că și de toată lumea. Suntem pregătiți, suntem pe final cu pregătirile, de fapt, mai avem foarte puține amănunte. Bineînțeles că mai sunt lucruri de îmbunătățit și mai sunt lucruri de completat. Am auzit o întrebare deja că în județ mai sunt cetățeni care nu au primit încă recipienții. Da, mai sunt cetățeni care nu au primit încă recipienții, au fost plecați din țară sau din diverse motive, dar ei sunt, recipienții sunt deja și o să-i distribuim ulterior. Am vorbit cu toate primăriile, au agreat acest lucru și o să mergem ulterior să împărțim și acei recipienți, pe măsură ce persoanele respective vor solicita. Ca o particularitate a acestui contract este zonarea, știți probabil că sunt trei zone de colectare, zona 1, municipiul Brăila și 13 comune, zona 2, orașele Ianca, Căurei și 17 comune și zona 3, orașul Mândrăței și 10 comune. Din zona 1, deșeurile vor ajunge la depozitul ecologic de la Tracon, de la Mutea, iar deșeurile reciclabile vor ajunge la stația de sortare de la Băden. Bine, și deșeurile menajere reziduale vor ajunge la stația de tratare metanul biologic de la Băden, iar ceea ce rezultă de acolo se va duce în depozit. De pe zonele, din zonele 2 și 3, din zona 2, mai întâi, deșeurile se vor duce la groapa depozitului ecologic de la Ianca, iar deșeurile reciclabile la stația de sortare de la Ianca. În zona 3, în Sureței, deșeurile se vor transporta la stația de transfer în Sureței și de acolo urmând ca firma care administrează să le transporte la depozit sau la stația, și la stația de sortare. Altă particularitate este numărul de fracții pe care se proiectează și care este diferit total de ce se întâmplă acum. Sunt 4 fracții în toate comunele cu mediul rural. În municipiul Brăila se colectează pe 4 fracții în zona blocurilor și pe 5 fracții în zona de case. Aici, în plus, este vegetalul, care se colectează o dată pe lună. Frecvențele sunt diferite. Dacă în mediul rural, menajerul rezidual se colectează săptămânal, deșeurile reciclabile, hârtie, carton și plastic metal se colectează lunar, iar sticla se colectează tot lunar de la punctele de acord voluntar, amplasate pe domeniul public cu acordul ADO. În municipiul Brăila, frecvența este diferită. Și în orașele Ianca, Sureței și Făurei, frecvența este diferită. Rezidualul se colectează tot o dată pe săptămână, iar deșeurile reciclabile se colectează la 2 săptămâni alternativ, sticla tot o dată pe lună. În zona de blocuri, situația este puțin diferită. Rezidualul se colectează zilnic, adică 7 zile din 7, iar deșeurile reciclabile se colectează de 2 ori pe săptămână la blocurile cu patru de 2 ori pe săptămână, hârtia, carton de 2 ori pe săptămână, plastic metal la blocurile cu 4 nivele, iar la blocurile turc de 2 ori pe săptămână hârtia, carton și de 3 ori pe săptămână plastic metal. Deci frecvențele sunt diferite, dar oricum sunt niște frecvențe, credem noi, bune. Aici, în zona blocurilor, credem că va mai trebui îmbunătățit cu timpul, o să vedem, și poate o modalitate schimbată de colectare a sticlei. Dar deocamdată începem așa, este o, oricum un sistem de colectare diferit și credem noi mult mai bun decât ce se întâmplă acum. Și bineînțeles că vor fi lucruri de remediat, ca la orice început. N-au cum să nu existe, v-aș minți dacă aș spune că toate lucrurile vor fi perfecte de prima zi. Vor mai fi probleme de rezolvat, de exemplu,